Un român a fost executat ca în filmele cu mafia. Ionuț George Otelac a fost împușcat în traficul din Costa Rica de doi indivizi aflați pe o motocicletă. Se afla în mașină alături de iubita lui, o tânără fotomodel, vedetă în țara din America Centrală. Asasinarea celor doi a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Anchetatorii cred că atacul a fost comandat de traficanții de droguri. În urmă cu 17 ani, românul a fost prins când transporta stupefiante. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. A fost un atac contra cronometru. 10 secunde a durat totul. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care asasinii se apropie de mașina condusă de Ionuț George Otelac. Circulă amândoi pe o motocicletă și poartă căști cu vizorul tras ca să nu fie identificați. Într-o fracțiune de secundă, când traficul este încetinit, unul dintre atacatori coboară de pe motor. Se apropie de mașina de culoare gri și își descarcă arma în cei doi tineri din mașină. Hay una pareja adentro, mae, hay una mujer y un mae, ahí están adentro baleados, mae. Uy, mae, está prendiendo fuego. Ionuț George Otelac era la volan. Iubita lui, Raquel Maria Gamboa, stătea în dreapta. În vârstă de 25 de ani, tânăra era o vedetă în Costa Rica. Poza pentru reviste de fitness și era o figură des întâlnită pe podiumurile de modă. De câteva luni își găsise sufletul pereche. Trăia o poveste de dragoste cu românul în vârstă de 38 de ani. De altfel, și în ultimul mesaj de pe pagina de Instagram i-a mărturisit iubirea. Iar martorii spun că în mașină cei doi au fost găsiți îmbrățișați, ca și cum tânăra ar fi vrut să-și protejeze iubitul cu trupul ei. Asasinii s-au făcut nevăzuți în doar câteva clipe. Imediat locul atacului s-a umplut de oameni care voiau să vadă scenele cumplite ale masacrului. Mai ales că ieri la prânz, în apropierea bulevardului, se desfășura un eveniment local. Señores, sáquenme para la acera, por favor, caballeros. Cuando ya abordamos nosotros, hay un conductor que tiene varios impactos en lo que es a nivel de cabeza y tórax, y a la par hay una femenina también que tiene varios impactos a nivel de tórax, ambos sin signos vitales. Românul și iubita lui au fost asasinați chiar în fața primăriei din Alajuelita, un oraș situat la câțiva kilometri de capitala San Jose. Poliția a deschis o anchetă, dar totul pare să fie un asasinat la comandă. Ar putea fi vorba despre o reglare de conturi între clanuri mafiote, mai ales că Ionuț George Otelac este numit traficant de droguri în presa din Costa Rica. În 2001, românul a fost arestat în aeroportul din același oraș. Avea în bagaje 20 de kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse în sticle de vin, iar arestarea lui a dus atunci la destructurarea unei rețele care transporta stupefiante în Olanda și Ungaria. Los muchachos lo interceptaron ahí, digamos, pero ya lo hicieron bien hecho, ¿verdad? Porque no le volaron bala a nadie, solo fue adentro, el muchacho se bajó y le voló la bala adentro. Românul era originar din Oradea. Potrivit presei din Costa Rica, poliția nu i-a identificat încă pe atacatori.